Cu mare emoție și bucurie am venit în mijlocul vostru, aflându-mă la mai multe conferințe cu tematică duhovnicească în țară, fiind acum postul mare, însă noi, comunitatea euharistică, noi cei care facem parte din familia extinsă a bisericii, din familia de familii, sărbătorim astăzi o centenară. Lelea Nică a împlinit ieri 100 de ani de viață și o rugăm să vină aici, dacă se poate, Anastasia și Ana. Aduceți-o puțin aici. Îi suntem adânc recunoscători pentru această frumoasă vârstă pe care a împlinit-o, această binecredincioasă din comunitatea noastră euharistică, care ne binecuvântează cu o mână caldă și ușoară, văduvă din al doilea război mondial și a crescut unicul copil pe Badea Goriță, cum îi spunem noi, pe Grigorie, cu multă grijă și dragoste, și a devenit chiar cântăreț al stranei. Așadar, Lelea Nică, acum la 100 de ani te sărbătorim, ți-am pregătit și un buchet de flori. Haide aici, așa. Ți-am pregătit și un buchet de flori. Hai, urcă, așa. Ți-am pregătit și un buchet de flori cu 100 de flori albe, așa cum este sufletul dumitale acum neprihănit. Ți-am pregătit un buchet de flori care sunt florile recunoștinței noastre. Sfântul Ioan de Cronștea spune că florile sunt ultimele bucăți de rai rămase pe pământ. Noi ți le dăruim așa, cu nădejdea că le vei avea desăvârșit în grădina cea înmiresmată și pururea verde a raiului. Așadar, te felicităm din inimă și te rog să primești din partea noastră, întregii comunități, cele mai bune și alese urări, așa cum ai avut dumneata grijă de noi în rugăciune, așa și noi avem grijă de dumneata acum, cu recunoștință și dragoste. Și la mulți ani, să-ți trăiți la mulți ani. La mulți ani și vă rugăm să primiți cântarea noastră și buna noastră urare din partea părinților prână slujitori. E și părintele Teodor, care a stat atâția ani aici în Spermezeu. E și părintele Simeon, e părintele Teodor și trei preoți Simeon, iată, și diaconul Cristian, cu toții fii ai satului. Să trăiască mult și bine. Și te rugăm să primești la noi cântarea de la mulți ani. Haideți să cântăm cu toții. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să viețuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Așteptăm să Așteptăm să te sărbătorim și la anul, la 101. Așteptăm cu mare bucurie, dar să fii tot atât de sănătoasă. Tot atât de sănătoasă și să vii pe picioarele dumitalii la Sfânta Liturghie și să te spovedești și să te împărtășești așa cum ai făcut și acum la Sfânta Liturghie, la Dumnezeiasca slujbă. Te așteptăm cu drag. La mulți ani frumos! Dumnezeu să vă dea sănătate! Și dumitalii și la toată lumea, la toată suflarea, rog pe... Rog pe Badea Grigore, pe fiu, să vină și pe noră, pe Ana, să ia icoana Maicii Domnului, ajutați-o la Sfânta Icoană, așa, Grigorie și Ana, așa, Leleană, să luați florile, așa, cele 100 de flori, buchetul mare de 100 de flori albe, așa, să luați-le acum, da, că dumneai, luați-le așa,
Așa. Și icoana Maicinului ia Giacu Badea Grigorie, fiul. Așa, centenare Ana. Izgrele, da. Uitați, luați icoana atunci. Foarte frumos. Felicitări și la mulți și fericiți ani plini de Hristos. Amin. La mulți, amăs frumos. Întoarceți. Da, da. Da, da. Așa. Nu trebuie să-i țăpăm fâșurile pe aia. Îți țăp fâșurile pe mea. Nu, 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 e bine, e bine. La mulți ani. Doamne ajută. Așa, gata.